Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să evite deplasările pe durata fenomenelor meteo extreme. În cazul în care vă aflați într-o zonă deschisă în timpul furtunii, facem următoarele recomandări. Așezați-vă ghemuit cu mâinile pe cap și urechi, iar capul între genunchi. Nu vă întindeți pe pământ și evitați așezarea lângă un copac înalt, izolat, într-o zonă deschisă. Drept urmare, căutați adăpost într-o zonă cu copaci mai puțin înalți. În județul Bihor, din cauza unui trăsnet, acoperișul unei case a luat foc. O asociație europeană de meteorologie a emis și o avertizare de tornadă pe teritoriul României, valabilă până mâine dimineață la ora 6. Nu neapărat există 100% probabilitatea că va fi generată acolo o tornadă, dar oamenii trebuie să fie atenți. Oricum, nicăieri în lume nu se face prognoză de tornadă, ci tot de condiții care favorizează, ar putea să favorizeze tornadele. Până mâine la ora 8, în Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei și local în Banat, e în vigoare un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi rafale de vânt, ploi torențiale și grindină cu frecvente descărcări electrice. Centrul și estul țării e sub atenționare cod galben de ploi.